Suntem în direct, o să vedem imediat imagini în direct de la New York, de la adunarea generală ONU, unde președintele României, Klaus Iohannis, urmează să țină un discurs în fața adunării generale. Klaus Iohannis va vorbi, președintele României, despre provocările actuale la adresa păcii în statele membre și rolul jucat de ONU în gestionarea acestora. O să vedem câteva imagini. Acest moment sunt imagini de la locuțiunea reprezentantului Coreei de Sud. Urmează așadar președintele României în câteva minute. Un discurs anunțat în cursul zilei de astăzi. Donald Trump, președintele Statelor Unite, a vorbit în fața adunării generale ONU și în fața șefilor de delegație. Până, cred că acum se termină discursul reprezentantului Coreei de Sud. O să-l vedeți imediat pe președintele României. În dezbatere îi am pe Sabin Orcan, director Newsweek. Bună seara, Sabin, mulțumesc pentru prezență. Dan Bucura, jurnalist, PS News. Bună seara, Dan, mulțumesc pentru prezență. Și Robert Sighiartău, secretarul general al Partidului Național Liberal. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Așteptăm așadar alocuțiunea președintelui României. Sabin, apropo de ce s-a întâmplat la adunarea ONU, Donald Trump, a doua locuțiune, da, în primului mandat de președinte, a stânit zâmbete. Astăzi am văzut pe YouTube niște filmulețe extrem de interesante cu locuțiunea președintelui SUA. Prima a fost mai inspirată decât asta, mai prezidențială, dar, mă rog, reacții firești. Până la urmă, Donald Trump e un personaj politic complex, exotic, și iese din tiparele unui politician care ține un discurs sobru, plat, liniar și fără niciun fel de inflexiuni. A declarat Donald Trump că administrația lui a realizat cele mai multe lucruri pentru Statele Unite decât oricare altă administrație americană. Președintele României, Klaus Iohannis, se pregătește să țină discursul în fața adunării generale a ONU, cum vă spuneam. Președintele României așteaptă să primească cuvântul. Da? Să vedem lucrul ăsta în câteva minute. Președintele României, Klaus Iohannis, la New York. Ce semnificație are asta, Sabin Orcan, adunarea generală? Este a 73-a sesiune. Discuții despre ce se întâmplă. E o situație, apropo, de politică regională. Are, da, semnificație la nivel global. Klaus Iohannis, președintele României, vorbește în fața adunării generale ONU. Domnule președinte al adunării generale, domnule secretar general, doamnelor și domnilor, sunt în mod particular onorat să mă adresez sesiunii din acest an, în condițiile în care anul 2018 este un an simbolic pentru România. În urmă cu 100 de ani, românii își împlineau marele lor vis, visul de a trăi împreună într-o țară unită. Centenarul României unite și moderne nu este vorba doar despre trecutul țării mele, dar cu atât mai mult este vorba despre viitorul ei. Iar convingerea mea puternică este că o țară mai sigură și mai prosperă pentru poporul român poate să se întâmple doar dacă există pace și o societate sustenabilă în întreaga lume. La rândul său, ONU are motive să sărbătorească acest an. Declarația Universală a Drepturilor Omului împlinește 70 de ani, așa cum este și cazul Comisiei pentru Lege Internaționale, care are rolul de a pune, de a face ca lumea să devină un loc mai bun, în același timp statul de drept guvernând pe noi toți. Aceste aniversări ne reamintesc despre hotărârea noastră politică de a ne susține în continuare drepturile fundamentale și legile, deși acest drum nu a fost nici scurt și nici simplu. Acțiunile liderilor noștri politici trebuie să fie unele responsabile față de popor. Noi ne slujim popoarele atunci când lucrăm în relație cu ONU, iar fiecare cetățean trebuie să vadă un impact concret
asupra vieții sale zilnice și niște modificări pozitive. De aceea, eu mulțumesc președintelui Adunării Generale că m-a invitat să vorbesc despre relevanța continuă a Adunării Generale a ONU asupra vieților și binelui tuturor popoarelor. Trebuie să explicăm actualele provocări la adresa păcii, echității și sustenabilității societăților noastre și să vorbim mai mult despre rolul Națiunilor Unite atunci când vine vorba despre rezolvarea unor acestor probleme. Trebuie să explicăm faptul că ne aflăm în fața unor amenințări asupra securității, că în fața terorismului trebuie să existe un răspuns global coordonat, că proliferarea armelor nucleare rămâne o amenințare la securitatea globală. Faptul că scoatem în evidență aceste aspecte este necesar, dar nu este suficient. Trebuie să încercăm să rezolvăm aceste probleme venind cu soluții foarte clare. România lucrează la acest capitol în regiune. Din nefericire însă, există conflicte nerezolvate în zona largă a securitate să-și poată coordona activitățile într-un mod eficient și transparent, într-un mod în care să poată fi considerat responsabil și foarte adaptat realităților comunității internaționale ale secolului 21. Următoarele luni vor fi decisive pentru reforma ONU. Vorbim despre implementarea viitoarelor măsuri care trebuie luate de către secretarul general cu sprijinul, bineînțeles, cu sprijinul statelor membre, va reflecta nivelul de hotărâre politică a fiecărei țări în parte. România va continua să susțină 2021 prin această candidatură. Noi ne asumăm responsabilitatea în încercarea de a crește eficiența Consiliului și sperăm că experiența noastră în Adunarea Generală a ONU va vă convinge odată în plus că România este foarte determinată să susțină munca ONU pentru pace și dezvoltare pentru toate țările membre. Pacea, dezvoltarea și independența sunt stâlpi fundamentali când vine vorba despre strategia noastră multilaterală. Ne respectăm partenerii și ne bazăm foarte mult pe dialog. Noi contăm pe susținerea dumneavoastră pentru candidatura noastră. România va fi un partener responsabil în promovarea unei agende comune a ONU. Doamnelor și domnilor, am recunoscut responsabilitățile principale ale Consiliului de Securitate pentru pacea internaționale în acord cu Carta Adunării Generale a ONU. Așa cum foarte multe crize au mai multe dimensiuni în ziua de azi, Consiliul de Securitate ar putea să joace un rol mai proeminent în rezolvarea mai multor aspecte care au impact asupra păcii și securității. De exemplu, încălzirea globală a devenit una dintre cele mai mari provocări, cele mai dure provocări la nivel global, iar consecințele ei depășesc probleme precum problema lipsei de hrană sau problema persoanelor nevoite să-și părăsească locul de baștină. Creșterea nivelului mării amenință viețile oamenilor întreaga lume. În plus, pe lângă eforturile depuse de mai multe platforme care încearcă să rezolve problemele generate de încălzirea climatică, ONU se poate crea o platformă care să rezolve aceste probleme într-o manieră mai integrată. Noi am fost de acord și am fost mulțumiți de inițiativa de a crea dezbateri în legătură cu problema încălzirii globale și suntem gata să participăm la aceste discuții dacă vom fi aleși în calitate de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU. Înaintea pregătirii summitului pe probleme climatice de anul viitor, România va găzdui în timpul președinției Consiliului Uniunii Europene în aprilie 2019 o conferință internațională
națională legată de crearea unei platforme pentru a face față problemelor, catastrofelor de mediu și pentru a rezolva în mod eficient problemele, riscurile de securitate care decurg din această problemă și a pune bazele găsirii unor soluții pe viitor în legătură cu această problemă. Domnule președinte al Adunării Generale, vă mulțumesc pentru subiectele pe care le-ați ales pentru această dezbatere și vă felicit pentru responsabilitățile importante pe care vi le-ați asumat. Lăsați-mă să permiteți-mi să vă urez succes și să vă reasigur de cooperarea deplină a României. Vă mulțumesc. Da, ați văzut discursul președintelui României, iar chiar pe finalul discursului Klaus Iohannis a vorbit și despre miza sau despre obiectivul pe care îl are țara noastră de a obține un mandat de membru nepermanent în Consiliul de Securitate ONU, practic Consiliul cel mai important din Adunarea Generală a ONU, da? România ar putea să obțină acest loc alocat grupului est-european în intervalul 2020-2021. Alegerile vor avea loc în data de în luna iunie 2019. România a mai deținut 4 mandate de membru nepermanent al Consiliului de Securitate ONU 1962, 77, 77, 90, 91 și 2004-2005. Ăsta ar fi de fapt cel mai important obiectiv ca România să facă parte din acest important Consiliu de Securitate ONU ca membru nepermanent. Da? Bun, Klaus Iohannis, un discurs important până la urmă, pentru că România în momentul de față nu are reprezentare în zona de politică externă. Cam de vreo 2 ani de zile România suferă, Sabin Orcan, la capitolul ăsta. Ce mai poate face președintele Iohannis? Europa se uită cât se poate de urât la noi, prin mesaj de la Bruxelles, l-am văzut astăzi pe, da, pe Weber vorbind despre corupția din România. Dar nu din cauza noi domnului suntem, Iohannis. Noi suntem sub foc încrucișat, nu, din cauza guvernului, evident, cât se poate de clar. Am avut un eveniment recent important despre care chiar am vorbit la tine în emisiune, summitul celor 3 mări, important pentru că au participat oameni la nivel înalt din zona asta estică a Europei. Pe de altă parte, repet, discursul lui Klaus Iohannis e important ca prezență, că suntem acolo și că ținem un speech, dar lucru care e cu adevărat de remarcat este faptul că Donald Trump, după ce anul trecut a fost mult mai axat pe politică externă, pe a explica tensiunile la vremea respectivă, acum văd că s-au mai atenuat cu Coreea de Nord, de a explica tensiunile cu Iranul, a amintit, dacă vă aduceți aminte, anul trecut inclusiv chestiunea cu ce se întâmplă în Venezuela, da? Deci, practic, a fost un discurs globalist al lui Donald Trump. De data asta, Donald Trump a fost ceva mai preocupat de politică internă, ori pentru un șef de stat, pentru șeful cel mai important stat din lume, să se ducă la ONU și o parte din speech-ul lui să fie alocat politici interne americane, cu o sugestie că ar fi mai important ce face el pentru americani și toate statele ar trebui să facă același lucru, cu o sugestie că America s-ar putea întoarce la celebra doctrină Monroe și la izolaționism. Sigur că asta nu se întâmplă în realitate, pentru că în ciuda discursurilor lui Donald Trump, care mai mult par niște semnale de alarmă, America nu a schimbat cu un milimetru nici, să spunem, implicarea în NATO, nici implicarea în ONU. Dar până la urmă, asta e de fapt lucru care s-a întâmplat important la această sesiune. Sigur, discursul Klaus Iohannis, da, e important ca prezență, că am fost acolo. Ce se va întâmpla luni, da, lunea viitoare, președintele României Klaus Iohannis se va întâlni cu președintele Statelor Unite Donald Trump, care oferă o recepție tradițională, da, cunoscută delegaților Adunării Generale ONU, așadar luni ar urma președintele României să se întâlnească cu Donald Trump. Intrăm în actualitatea zilei de astăzi, în actualitatea politică și, ca în ultimele 2 zile, vreau să vă transmit un mesaj. Primesc tot felul de amenințări, să le numesc așa, tot felul de sugestii, să o las mai moale cu poziționarea mea
a mea personală, ca jurnalist, ca realizator de emisiuni și poziționarea emisiunii Dosar de Politician, legată de referendumul pentru familie, da? 6-7 octombrie, mi se transmite că o să mă aleg cu niște plângeri penale sau cu niște plângeri pe la CNCD sau plângeri de asta în justiție din partea celor lezați de ceea ce am spus aseară și în cursul zilei de luni. Dar țin să vă transmit, așa cum v-am spus și luni și ieri, că mă cam lasă rece genul ăsta de mesaje. Am spus-o și o repet. Mă duc la referendum, votez da pentru familie. Vă sugerez tuturor celor care simpatizați emisiunea asta și sunteți respectatorii mei să mergeți să votați da la referendum sâmbătă și duminică 6-7 octombrie. Să o mergeți, să o faceți pentru copiii dumneavoastră, pentru nepoți, pentru familiile dumneavoastră. Da? Să mergeți să votați da și să lăsați la o parte toată zgura asta a dezbaterii publice, să lăsați la o parte pe Dragnea, că n-ai ce căuta în discuția asta. Dragnea cu mustața lui de Telorman nu are ce căuta în discuția asta. Nici comunitatea LGBT, nu este un referendum despre comunitatea LGBT, nu este un referendum despre PSD, despre, cum să spun, doamna Dăncilă, despre Liviu Dragnea. N-au ei căderea morală să facă parte din discuția asta, nici despre Dragnea, nici despre alți politicieni. Mergeți la referendum, în primul rând mergeți, dacă discutam cu Dan Bucura, mergeți la referendum și votați cum considerați, eu mi-am exprimat punctul de vedere și nu îmi place, vă rog să vă calmați cu mesajele astea prin intermediar, că nu știu ce o să pățești și mai departe. Dacă o să fie să pățești ceva, plătim amenzi pe la CNA, pe la CNCD. În fine, este o agitație foarte mare. Până la urmă e opinia ta, Silviu, și ți-o susții. Și asta e un lucru de apreciat. Că unora place, că unora nu place, despre asta e vorba până la urmă. Nu, discuția așa a fost... funcționează societate, cu părere antagonice, progresul tehnic se naște și din confruntarea de idei, nu doar din comuniune. Acum, sunt două lucruri legate de povestea cu referendum. În principiu, tu le-ai surprins foarte bine în alocuția ta de mai devreme. Este partea electorală, sau mă rog, nu neapărat electorală, dar a exercitării unui drept. Și aici sunt eminamente total în acord cu tine, pentru că de la împlinirea vârstei de 18 ani am reușit să particip și să fiu prezent la toate momentele electorale din România. Că s-au numit referendumuri, că s-au numit alegeri locale, că s-au numit generale, că s-au numit cum Dumnezeu s-au numit ele. Am considerat că dacă avem acest drept, e normal să ni-l exercităm, într-un fel sau altul. Inclusiv atunci când miza era foarte mare, să ne amintim când Traian Băsescu îndemna oamenii să nu participe la un referendum prin absenteism, el câștigând ceea ce își dorea, și anume... Așa cum fac alții astăzi, cum ar fi, de exemplu, Cioloș, da? Da, exact. Marele om de dreapta, deci, cică, prezența, mi se pare obligatorie, atât, adică obligatorie. Sigur, oamenii au dreptul să acționeze după cum vor. Dar având acest drept, mi se pare, hai să nu zic o prostie, dar mi se pare o greșeală să nu ți le exerciți. Despre partea a doua, legată de cum l-ar putea, să-i spunem așa, captura acest referendum, unii sau alții, clasa politică, anumite categorii, anumite minorități sau... abar n-am cine l-ar putea face. Aici sunt de acord că în spatele poveștii astea mulți vor încerca să-și tragă, cum ar spune românul, spuza pe propria turtă. Să zic că da, da, am bucurat, dar eu nu pot să-mi trăiesc viața după hachițele lui Liviu Dragnea. Exact. Nu mă interesează ce face Liviu Dragnea, ce fac ea de la PSD, mi-e indiferent. Eu nu pot să-mi trăiesc viața și să modelez convingerile mele pentru că Dragnea nu știu ce face, face sau nu face Dragnea, sau dacă îl simpatizez sau l-antipatizez pe Dragnea. Băi, nu mă interesează ce treabă are Dragnea în povestea asta. Eu mă duc pentru că cred în niște lucruri și nu pot să repet, nu pot să-mi ghidez viața și opțiunile și alegerile mele în funcție de ce face Dragnea. Da. Nu mă interesează ce face un Dragnea lucru în povestea vreau asta să-ți cu referendumul. Există o componentă de care trebuie să ținem cont și anume inutilitatea istorico-recentă, să-i spunem așa, a referendumului în România, acestui termen. Asta e singura problemă. În rest, faptul că mergem acolo și ne spunem un punct de vedere în stânga sau în dreapta, un da sau un nu, este perfect valabil. Dar ce facem cu ideea asta în care a căzut noțiunea de referendum în România, în care noi în poporul ne exprimăm într-un sens, iar pe aleși, iartă-mă, dai doare exact acolo unde se așează. Dacă va fi și aici așa. Bun, ăla a fost consultativ, referendumul cu 300 de parlamentari, ăsta va fi exact pentru modificat. Hai să vedem implementarea lui, chiar dacă nu-i consultativ, și după aia ai vorbim. Dreptate, trebuie să suflăm și în iaurt, cine știe ce mai fac ăștia. Robert Sighiartău, mergi la referendum,
Ai o poziție în acest sens sau e... Da, pentru ambele... La PNL lucrurile sunt împărțite, așa. Da, pentru ambele întrebări. L-ascultam pe colegul meu de platou și spunea că referendumurile în România n-au avut finalitate. Însă aici cred că trebuie să facem o distinție, pentru că noi nu este primul referendum inițiat de către cetățeni. Deci după istoria post-decembristă, 3 milioane de români au inițiat un referendum, o inițiativă cetățenească, care este până la urmă expresia suveranității naționale. Este un referendum care obligatoriu, după ce se va valida, și eu cred acest lucru că se va valida, se va locui în Constituție sintagma pentru care mergem la referendum, acea de căsătoria să fie într-un bărbat și o femeie. Deci este un referendum... foarte important, domnule Sighetău, și pasajul celălalt, pentru că modificarea articolului 48 are legătură și cu familia și cu drepturile pe care modificarea Constituției, foarte important, dragii mei, modificarea și drepturile pe care această modificare le dau copiilor în interiorul familiei. Da? Pentru că este un articol mai larg care se modifică, da? În a garanta copiilor protecția în interiorul familiei. Așa este. M-ați mirat de felul în care ați început emisiunea. S-aud că sunt, nu știu, telespectatori sau anumite persoane care sunt intolerante față de poziția dumneavoastră, care până la urmă este o poziție corectă, este o libertate de expresie, puteți susține ceea ce doriți dumneavoastră. Ceea ce vreau să vă spun este că acest referendum, așa cum v-am spus, după 90, este un referendum istoric. Istoric din ce cauză? Pentru că avem 3 milioane de români care nu sunt nici ai PSD-ului, nici ai PNL-ului, nici ai USR-ului și cu siguranță sunt votați și ai USR-ului, dacă ne uităm în sondaje, și ai PNL-ului și ai PSD-ului, care susțin un lucru. În România avem o cultură. O cultură creștină, o cultură care ține până la urmă de tradițiile românești. Pot să spun că este și o cultură a Europei, pentru că dacă ne uităm la fundarea inclusiv a Uniunii Europene, o să vedem că liderii și printre părinții fondatori ai Uniunii Europene sunt creștini democrați, care credeau într-adevăr că la baza Uniunii Europene și civilizației europene trebuie să fie principii iudeo-creștine. Îi aud pe unii că spun că este un referendum inutil. Cum poți să discriminezi, să jignești 3 milioane de români că este un referendum inutil? Atâta timp cât pentru 3 milioane de români, și vom vedea la vot că vor fi mult mai mulți, este o temă care până la urmă este actuală. Și nu numai în România, dacă vă uitați și în Europa și în întreaga lume, există o dezbatere pe această temă despre cum ar trebui să arate societatea și ordinea morală a societății. Din punctul meu de vedere, în primul rând, cetățenii trebuie să participe la vot. Bun, este o mare problemă și o să vedeți imediat materialul, că tot discutam de Dragnea, da? Cei de la guvern au făcut o ticăloșie, au făcut o mare prostie. Acum nu știu dacă au făcut-o intenționat sau au făcut-o din prostie, pentru că prostia circulă foarte liberă prin guvernul Dăncilă, cu întrebarea, da, pe care au pus-o pe buletinele de vot. Este din lege. Bun, da. Am înțeles că este obligativitatea legală de a vorbi. Legea, trebuie să ieși și explici, Sabin Orcan. Legea făcută tot de ei știe... este idiotă, încă o dată. Da. Legea este la fel de idiotă ca legea alegerii primarilor din primul tur, de pildă, unde au mai votat și niște membrii PNL de pe vremuri, dacă mi-aduc bine aminte, la fel și cu asta, cu legea referendumului. Legea referendumului este o lege idiotă care precizează în lege, nu niște norme metodologice, exact ce trebuie să conțină buletinul de voturi. În clipa în care ai pus în legea asta, trebuie să respecti legea aia idiotă. Deci nu e, cred, problema guvernului, care are cu totul alte problema păcate, legi. Păcate, ci problema parlamentului care a dat această Cristian lege. Cristian Nene, avocatul pe care l-am avut invitat luni, Cristian Nene, explica că se putea da, pe lângă întrebarea legală prevăzută de lege, întrebarea tehnică, da, sunteți de acord cu modificarea legii în articolul din Constituție în baza legii adoptate de Parlament, bla bla, care nu spune nimic, se putea pune și o erată pentru a se explicita clar
pentru dumneavoastră când mergeți în cabina de vot. Să putea da o ordonanță, ce, că și așa aveți da o ordonanță acolo. Noaptea exact, ca voții. Exact, la toate, toate dar vreau tâmpeile să, fac să ordonanță. Vă, să stric puțin această armonie aici, ca să fiu eu de data asta... În cuplu de invitații. Avocatul diavolului, da. Dom'le, eu respect dreptul celor 3 milioane de români de a iniția acest referendum. Este absolut un lucru absolut serios, cum este și dreptul celorlalți un milion de români sau câți ori fi care au inițiat referendumul fără penali, să vedem ce se va întâmpla cu el. Deci este foarte bine, asta este un instrument absolut democratic. El trebuie folosit însă cu oareșcare, să spunem, nuanțe de către politicieni, pentru că vă pot da exemple de referendumuri din istoria recentă a lumii care au fost folosite exact de cei mai odioși dictatori. Hitler a făcut referendum, Mussolini a făcut referendum, Stalin nici nu mai vorbesc, comuniștii făceau referendum aproape mereu. Sigur, referendumul era cu practic cu un răspuns subînțeles la comuniști. Ce vreau să spun este că sunt de acord că este dreptul acestor oameni să inițieze acest referendum. Pe de altă parte, în acest moment, ca să înțeleagă totuși oamenii despre ce e vorba, în acest moment, nu sunt de acord că nu este vorba despre asta, este vorba despre asta. În acest moment nu există nicio posibilitate legală pentru cuplurile homosexuale să aibă vreun fel de căsătorie în România, întrucât avem un cod al familiei, sigur, o lege organică, dar una care a avut o largă majoritate, dacă ne uităm pe traseul ei legislativ. Există un cod al familiei care spune foarte clar că căsătoria este între bărbat și femeie, punct. Mai departe, deci nu se schimbă din punct de vedere juridic nimic, nici în bine, nici în rău. E situația care există deja, e o situație de iure datorită sau datorită acestei legi. Codul civil poate fi schimbat oricând. Da, lasă, și că și, coordonanță și, de și Constituția poate fi schimbată oricând. Mai complicat, iată, mai complicat, mai complicat. Constituția. Dacă îmi permiteți, pe chestiunea asta, nu știu dacă ați văzut opinia separată a domnului Morar, judecător la Curtea Constituțională. Da, ce spunea Daniel Morar? Separată, da. Și Daniel Morar a spus foarte clar că actuala Constituție, așa cum este ea făcută, lasă loc căsătoriilor și între persoanele de același sex. Numai că așa este. Codul civil acum împiedică acest lucru. Domnul Sighiatu, vă explic civil, imediat. Dacă mă lăsați, dacă m-ați fi lăsat... cum a spus că se poate modifica în noapte prin ordonanță de urgență, nu prin voința poporului. Domnule Sighiatu, dacă m-ați fi lăsat să termin ideea, dar nu e nimic, că eu accept dialogul. Scuzați-mă. Nu mi-e place dialogul și respect punctele de vedere diferite. Chiar îmi place să discutăm exact cum spunea Dan Bucura în contradictoriu. V-aș explica foarte simplu că, de fapt, nu avem nicio contradicție, să zicem, aici. Nu scrie în Constituție că nu ai dreptul să omori, așa cum scrie la Cartea Sfântă, la Biblie. Nu scrie că n-ai dreptul să omori oameni. Asta scrie într-o lege, în codul penal. Constituția nu poate să conțină toate lucrurile pe care trebuie să le facă sau să nu le facă oamenii. Conține niște principii. Acolo e un principiu general și nu cred că atunci când l-au făcut, respectiv, e cam același text din 90 încoace, nu cred că atunci când l-au făcut Constituția în 90 s-au gândit sau nu la posibilitatea, nici în Occident nu erau acceptate căsătorile între homosexuali în 92. Sau când s-a făcut Constituția 91, când s-a făcut Constituția României. Dar asta este vorba. Exact. Sabin Ionaș doi la mână. Există în România mai multe categorii de oameni, așa cum sunt unii intoleranți cu punctul tău de vedere, sunt alții intoleranți cu celelalte puncte de vedere. Există oameni Sabin, care... Sabin, eu nu vreau să-i discriminez pe oamenii ăștia. Discuția este despre familie, da? Despre... Și părerea mea este că familia, nu-i despre familie, care... nu-i despre familie, e despre familie, căsătorie, da? Nu e căsătorie care nu, duce familia, la familie. Familia are alte probleme în România. Avem o scădere demografică, avem copii abandonați, avem alte probleme. Da, indiferent ce fel de familie, familiile astea heterosexuale. Despre asta discutăm, despre familie. Dar nu-i despre asta referendumul, e despre și despre încercarea unor să confiște despre întărirea acestei, despre aducerea din codul civil în Constituție a unei definiții a căsătoriei. Punct. Nu e despre familie. Doi, sau trei, există mai multe categorii de români. Unii care au inițiat acest referendum și care, în mod evident, cei 3 milioane, vor mai fi și alții cu siguranță, suntem o țară de oameni care se declară în proporție de peste 80% credincioși ortodoxi, etc. Dar nici măcar la legătură cu credința. Nu, sunt convins că are, nu, dacă are, are legătură cu credința. Cu credința. Pentru nu foarte mulți oameni credincioși,
căsătoria nu poate fi decât între un bărbat și o femeie. Ei, asta e discursul din partea cealaltă. Deci nu trebuie asta e evident. Nu trebuie politizată discuția asta, nu Dar trebuie introduse chestiunile de opțiune religioasă. Rădăcinile iudeo-creștine ale instituției căsătoriei sunt clare. Dar e foarte clar că există trei categorii de oameni. Unii care merg la referendum și votează da, fie că au inițiat sau nu acest referendum. Unii care merg la referendum și votează nu, probabil unii dintre apărătorii drepturilor minorităților sexuale. Și unii care nu vor merge la acest referendum și sunt de două categorii. Unii care dacă ar merge la referendum ar vota nu, dar nu se vor duce pentru că boicotează ca referendumul să nu facă pragul de prezență. Și o altă categorie în care mă număr și eu, de oameni care dacă ar merge la referendum probabil că ar vota da, sunt de acord că asta ar trebui să fie definiția căsătoriei, repet, nu a altor forme de parteneriate civile, definiția căsătoriei e între un bărbat și o femeie. Dacă vreți, în franceză, în engleză este inclusiv etimologic, pentru că matrimonial, cuvântul matrimony, cum spun englezii, înseamnă exact asta ce vă spun, bărbat și femeie. De fapt vine de la mater, care înseamnă mamă, mai precis, deci este o chestiune cu o substanță acest cuvânt. Dar ce vreau să spun este că eu nu voi merge la acest referendum, probabil că mai sunt și alții ca mine, și nu voi merge la acest referendum dintr-un motiv foarte simplu. Respect decizia celor 3 milioane de oameni, consider că în acest moment actuala putere a, chiar dacă nu ne dorim, chiar dacă tu nu-ți dorești, actuala putere a confiscat această temă în mod absolut ticălos, deși a votat toată agenda LGBT în Parlamentul European. Partidul Social Democrat, care este de fapt continuatorul Partidului Comunist Român, a adus în România acest tip de naționalism agresiv, aș spune, a confiscat această temă, organizează acest referendum, mie mi se pare sfidător că este pe 7 octombrie când este ziua lui Vladimir Putin, care de altfel susține este cam același lucru. Este și pe 6 octombrie. Da, e pe 6, 6 cu 7. Au lungit două zile ca să facă mai multe voturi. Nu știu, faci o legătură că au pus da, de, de ziua lui Putin, da, au pus referendum. Sunt aceiași idioți care au pus în referendum, în legea referendumului, acea precizare că trebuie să nu spui ce conține de fapt întrebarea la referendum. Deci sunt aceiași idioți care au pus de ziua lui Putin să-i facă un cadou. Dar ce vreau să spun este următorul lucru. Există oameni și eu respect dreptul tuturor de a face absolut tot ce cred de cuvință și cred că românii vor fi foarte înțelepți în ceea ce vor face și cred că după ce se va termina acest referendum și se va termina cu această temă pe care o dezbatem ocupând practic gările și în acest moment nu se mai dezbat lucrurile adevărate din România. Tocmai, ție ți se pare, Sabin Orcan, fair play, corect, apropo, ambii suntem critici împotriva PSD, că... dar în Bucura este un acerb critic al lui Liviu Dragnea, dar ți se pare corect ca pe internet să circule tot felul de mizerii care zic diferite tipuri de discursuri și teze îmbrăcate foarte interesant, că dacă te duci la referendum ești pesedist, că dacă, no, te, duci, dacă te duci la, dacă te duci la referendum, au inventat următoarea chestie, dacă te duci la referendum de fapt s-ar putea acolo că nu știi ce scrie în legea respectivă, de fapt te duci să votezi grațierea prin legea lui Dragnea. Mai inclusiv spun, chestia mai asta au inventat, două fraze, da? Silviu, că te duci să votezi ca să scape Dragnea de pușcărie. Mai spun două fraze și inventat închei. Inclusiv tâmpenia asta. Propaganda e de ambele părți. Hai să fim serioși. Astăzi Dăncilă mințea cu o nerușinare totală în Parlamentul European, spunându-le ălora că PSD nu face campanie pentru referendum, când l-am văzut pe Dragnea la televizor seara de seară la Antena 3, spunând cum soție la referendum și cum e el cu familia tradițională. Dar ai fie vorba între noi, ce familie tradițională are de Dragnea, domne? Că și-ale, păi tocmai asta am spus, că nu are căderea, nu are căderea morală să vorbească despre asta. Și că umblă cu o ducă care e mai tânără decât, păi, Fisa. Păi tocmai, despre asta am spus acum 10 minute, da? Nu, Augustin Zegrean intervine în dezbatere, te rog. Sunt oameni serioși care au această dezbatere și pe care îi respect, îi prețuiesc intelectual și care vor merge la referendum și vor vota, dar nu cred că îi suspectează nimeni că sunt PSD-iști, și mă gândesc la Adrian Papahagi, mă gândesc la Mihai Neamțu și foarte mulți alți intelectuali. La fel cum am intelectuali pe care îi prețuiesc și care nu merg la referendum, indiferent de ce ar vota la referendum, nu merg, pentru că ei consideră că este practic o chestiune confiscată de Dragnea. Eu pot să-mi cenzurez opiniile tuturor, pentru că în discuție îl bagă cineva pe Liviu Dragnea, da, care nu are respect căderea morală să intervină în discuția asta despre căsătorie și familie. Tuturor de a avea un punct de vedere în țara asta. Doi. Inclusiv Dragnea, da, are dreptul. Da, de acord. Inclusiv Dragnea. Doi. Putem respecta dreptul tuturor de a merge sau de a nu merge la referendum și de a vota ce vor ei. Asta e una. Doi. Ambele tabere, dacă vrei, sau câte tabere ori fi, în jurul acestei teme, conțin taberele astea, conțin oameni onești, remarcabili, profesioniști, oameni curați,
indiferent de ce parte s-ar situa în această chestiune, la fel cum ambele tabere conțin și ticăloși care mint și fac propagandă și manipulează. Și care, iată, linșează jurnaliști pe Facebook sau pe alte părți pe motivul că nu sunt de acord cu ei. Asta mi se pare tâmpenie, repet. Domnul Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale. Bună seara, domnule Zegrean. Bună seara. De ce trebuie făcută modificarea asta sau dacă trebuie făcută, în opinia dumneavoastră? Textul constituțional este neclar în chestiunea căsătoriei? Textul este foarte clar. Adică, în ce sens este clar? Este foarte clar, familia se întemeiază pe acordul liber consimțit între soți. Păi care soți? Neclar aici? Nu e nimic neclar aici. Păi da, dar știți că poate să fie soț, să fie și Ionel cu Vasile și Georgica nu, cu Vasilica? Nu, nu poate să fie soț Ionel cu Vasile. Ea este o altă poveste. Eu nu vreau să vorbesc pe fondul problemei. Altceva vreau să vă spun, niște probleme tehnice. Vă rog. Este în Constituție este un articol 152 care vorbește despre limitele revizuirii Constituției. Și acolo se spune că nicio revizuire nu poate să aibă loc dacă se suprimă drepturi sau libertăți fundamentale sau garanții ale acestora. Deci, cu alte cuvinte? Deci, textul actual este mult mai larg decât cel propus. Nu, chiar sincer nu înțeleg. Deci textul actual este mult mai larg decât cel propus, pentru că vorbește despre familie care are ca temei consimțământul liber al soților. Deci repet, este un text mult mai larg decât ceea ce vor să propună ei, pentru că textul care se propune limitează căsătoria la familia, la căsătoria încheiată între un bărbat și o femeie. Okay. Eu nu am spus nici că sunt de acord cu una, nici cu alta. Doar vreau să vă atrag atenția asupra unor fapte. Da. Mai departe, textul din întrebarea pe care eu propun pentru referendum este absolut halucinantă. Cum poți să întrebi poporul dacă e de acord cu o lege adoptată de Parlament? Corect. Din moment ce este adoptată, este legal. Poporul cu o lege adoptată de Parlament? Da. Aveți dreptate. Vedeți, nuanța asta ne-a scăpat. Da. Mai departe, în România sunt două tipuri de referendumuri. Nu mai confundați lucrurile. Este un referendum consultativ și am avut un referendum consultativ sau mai multe. Și este referendum obligatoriu pentru revizuirea Constituției. Textul care se adoptă de Parlament pentru propunerea de revizuire a Constituției trebuie supus referendumului, pentru că această Constituție a fost adoptată prin referendum. Bun, această modificare, domnule Zegrean, a trecut de avizul, a trecut de furcile caudine ale Curții Constituționale, din care ați făcut da, și dumneavoastră parte. A trecut parte. De Curtea Constituțională, deși Curtea Constituțională ar fi trebuit să aibă, în opinia mea, în vedere articolul 152 din Constituție, și mai mult, există o decizie recentă, foarte recentă, a CJUE, Curtea Europeană de Justiție, dată chiar la solicitarea Curții Constituționale în dosarul acela celebru cu cea familia aceea de gay care a vrut să locuiască în România, în care Curtea Europeană de Justiție spune că ar cam trebui să îi lăsăm. Bun. Și ce facem atunci? Anulăm Constituția și adoptăm Constituția asta, a CJU, nu? Sau... Nu, Constituția actuală era, în opinia mea, este suficientă, permite și una și alta, mai ales că în codul civil, nu în codul familie, domnul Orcan, în codul familie, din păcate, a fost abrogat și a fost inclus în codul civil. Codul civil, în ce scuze? Da, nu sunt jurist. Era un cod monumental, era un monument de legislație, codul familie al României. Da. Bun, în concluzie, domnule Zegrean, are în de câștigat concluzie... România... dacă se modifică Constituția vis-a-vis de contextul social, contextul în care ne aflăm acum. E bun augur sau nu e, acceptăm, nu e bună modificarea asta? Va trebui să acceptăm mersul lumii, pentru că vom fi
din nou criticați și arătați cu degetul din toate direcțiile pentru acest referendum. A, și pentru că o să fim arătați cu degetul, trebuie să facem ce? Să facem ce? Nu mă puteți suspecta de nimic, domnul Mănăstire. Sunt Doamne ferește, nu vă suspectez. Nu știu ce la ce vă gândiți. Sunt absolut un om cinstit. Eu am avut o discuție, lăsați-mă să vă spun asta. Vă las. În Germania s-a făcut, Curtea Constituțională a acceptat căsătoria între persoane de același sex. Înainte ca această curte să se fi pronunțat, am discutat cu un judecător al curții la București și am spus, dacă și voi veți accepta asta, eu mă mut din Europa. Și el mi-a spus, mă tem că va trebui să te muți. Bun. Ne întoarcem, facem ce facem, mulțumesc pentru intervenție și ajungem tot la discuțiile despre comunitatea minorităților sexuale, dar nu este despre referendum, despre minoritățile sexuale, nu este despre Dragnea, nu este despre PSD, este despre valorile în care cred 3 milioane de oameni sau majoritate, 6 milioane, 7 milioane, despre lucrurile în care cred o majoritate, da, care se poate exprima prin vot în sensul ăsta, nu îngrădește nimeni pe nimeni, există dreptul civil, există unii consexuale, consensuale, notariale, nimeni nu discriminează pe nimeni, nu se aleargă minoritățile sexuale pe stradă în România. Da. Silviu, dacă care e problema? Două fraze, imediat vă întreb, dar m-a revoltat și intervenția domnului Zegrean, în sens pozitiv, ca să spun așa, dar lucrurile mi se par simple, iar noi avem tendința să le complicăm și să le tehnicizăm, la fel cum am făcut firar să fie cu celebra dezbatere pe legile justiției, unde discuțiile ajunseseră în ultima vreme atât de tehnice, pe chestiuni constituționale, da, pe da. Intra Nicolicea, ne spunea niște lucruri, ne fractura mintea, când în esență acolo era simplu. Românii vroiau așa, ca lupta împotriva corupților care au secătuit țara asta să continue, să-i băgăm la beci și doi, să nu mai existe nici de partea altă nici torționari și abuzatori care să zică, bă, hai să-l belim, că tot îți place ție termenul, pe Silviu, pe X, pe Y. Astea vreau românii, punct. Dacă ea greșește să răspundă și să nu fie corupți. Cred că și aici, 3 milioane de oameni în țara asta, prin vocea celor 3 milioane de oameni, românii simt nevoia să întărească sub o formă sau alta în Constituția României ideea că, virgulă, căsătoria reprezintă unirea dintre un bărbat și o femeie. Și eu cred că vocea asta e mai mare. Aici nu m-am pronunțat, am tăcut, dar uite că acum o spun și eu. Da, și eu am aceeași gândire ca și tine. 3 milioane de oameni vor să se consfințească mai mult decât e în momentul de față în legea în asta, codul civil. În codul civil sau în cui o fi, să se consfințească mai clar ideea asta că așa vrem noi societatea. Și eu cred că dincolo de aia 3 milioane sunt mult mai mulți. Acum nu știu că întrebarea a fost făcută tâmpit. Eu îl cred pe domnul Zegrean. Nu sunt specialist, nu mă pricep. Dar cum pot ăștia 3 milioane de români profani, nespecialiști în codul familiei, în drept, în constituțional, în ce, să întărească această idee? Că un tâmpit, un politician sau cine naiba a făcut întrebarea, a greșit-o și a pus-o nu știu cum, ok, sunt de acord. Scurtă pauză comercială, da. Luăm pauza acum, nu mai avem timp, scurtă pauză și revenim cu dezbaterea asta și cu niște lucruri extrem de interesante în continuare. Referendumul pentru familie, 6 octombrie, sâmbătă, 7 octombrie, duminică. Suntem chemați să mergem la vot, la referendum. Pot să fac o propunere pacifistă, să respectăm opiniile tuturor românilor, inițiativele lor cetățenești. E foarte important, e foarte bine că 3 milioane de români s-au gândit la asta, 1 milion de români s-au gândit să scăpăm de penalii din funcții publice, e foarte bine să facem referendum. Da, dar nu este bine că unii spun că ea 3 milioane a fost spălați pe cred. E bine să facem referendum, dar să nu-i condamnăm nici pe aia care sunt împotriva referendumului sau care boicotează referendumul. Și hai să fim o țară, așa cum am fost multă vreme, cum am fost cu minoritățile etnice, o țară tolerantă. Agresivitatea campaniei din partea asta la altă, pe teze și pe idei cât se poate de mizerabile, da? Genul următoare, 3 milioane de oameni au fost spălați pe creier. Noi am luat niște examene de toleranță. 3 milioane de oameni spălați pe creier. Nu am avut războaie etnice, am avut UDMR tot timpul la guvernare în ultimii 25 de ani. Am ales un președinte de altă confesiune, da, repet, păi de cum? Toleranță nu de altă credință, că e tot creștin, de altă confesiune.
presiune decât majoritar, decât ortodox. Etnic german. Deci am dat multe examene pe care le-am trecut cu brio de toleranță. Hai să fim toleranți în continuare, indiferent. După care, sigur, dacă e un referendum și s-a hotărât un lucru, trebuie să-l respectăm cu toții, că ne place, că nu ne place. Dar încă o dată, vă spun, să respectăm dreptul fiecăruia de a face ce consideră el, ce consideră conștiința lui în legătură cu acest referendum și să nu îi lăsăm pe politicieni de orice fel să confiște de altfel în mod ipocrit. Total de acord cu Dragnea, încă o dată vă spun, morală să eurodeputat, încă o dată vă spun, îi sfătuiesc pe toți românii să intre pe site-ul Parlamentului European și dacă vor căuta puțin, vor găsi foarte repede cum toate inițiativele care favorizează agenda LGBT în Europa au fost votate la rând de toți eurodeputații socialiști ai PSD-ului. Dăncilă s-a dus în Parlamentul European mințindu-i cu nervi, pe lângă faptul că i-a făcut pe protestatari protestanți, că atâta o duce pe ea mintea, a zis că în România au fost niște protestanți, nu niște protestatari, de în curând declanșăm un război religios, dar ea s-a dus în Parlament și i-a mințit pe ea uitându-se în ochii lor și spunând PSD-ul nu face și de fapt nu e despre asta referent și noi nu facem propagandă și noi nu ne... Ce minciună evidentă, hai să fim serioși. Politicienii... Da, astăzi Dăncilă spunea că va declanșa o campanie de informare cum se raportează oamenii, da? Robert Sighiar tău la subiectul ăsta. Sunt informați, nu sunt informați, că deci, tare mie că domnul Mănăstire, e cam mare ceață. În primul rând, legat, și de ceea... legat de ceea ce a spus domnul Zegrean, în 2016, când inițiativa cetățenească a venit în primă fază la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională a dat aviz și a spus că nu îngrădește și nu aduce nicio ingerință drepturilor individuale. Asta ca lucrurile să fie clare. Deci nu avem nicio problemă legată de conflict constituțional cu această modificare. A doua chestiune. Nu le respect, pe nimeni, respect nu foarte mult pe Sabin Orcan, pentru că este un om de dreapta, zic eu, centru-dreapta, însă nu sunt de acord cu manipularea asta grosolană că acest referendum ar veni pe o linie rusească și că ar fi al PSD-ului. Total fals. Uitați-vă ce se întâmplă în America. America republicanilor, care sunt în profuzime anti-Rusia. Ați văzut ce se întâmplă? Au venit cu o politică conservatoare, pentru că în America, de fapt, cei care susțin politicile conservatoare de centru-dreapta, creștin-democrate, sunt republicani. Iar ei au spus foarte clar, încă de la preluarea mandatului și de către Donald Trump, că vor susține această linie pro-life, pro-viață și a valorilor creștine. Deci, în niciun caz, nu cred că trebuie să picăm în plasa aceasta că ar fi un referendum susținut de Rusia sau că în data de 7 s-a născut Vladimir Putin. Și în 20 aprilie s-a născut Hitler, dar asta nu înseamnă că Vladimir Putin, care a confiscat mesajele Bisericii Ortodoxe Ruse și s-a lipit de Biserica Ortodoxă din motive electorale. Nici el din motive electorale și vă spun de cădere morală. Vă spun și de ce, domnul Mănăstire, pentru că domnul Obama, care a susținut puternic politicile socialiste, progresiste, normal că Vladimir Putin a încercat să cuprindă zone Europei de și nu numai alte zone pe discurs religios. În momentul în care republicanii au preluat controlul în America, lucrurile s-au schimbat total și l-a lăsat pe Putin fără propagandă. Deci este total fals să spunem că acest referendum este confiscat de Liviu Dragnea. Pentru că sunt mulți oameni. E confiscat politic, domnule Sighiar tău. O vedem la televizor toată ziua. PNL-ul s-a prins cam târziu de faptul că Dragnea a preluat de mult această temă. Doi, n-am spus eu că a organizat cumva Putin cu FSB-ul acest referendum, dar vă spun că există figuri publice, lideri ai Coaliției pentru Familie, precum celebrul domn Iulian Capsali, dacă vă spune ceva numele, acest Iulian Capsali, un propagandist înfocat și un mare al panortodoxiei. Domnul Capsali, dacă vreți să știți, spune, citez, Vladimir Putin și Occidentul ne vrea rău pentru că, uite, ne-a impus lupta anticorupție și Vladimir Putin e cel mai mare apărător al creștinismului. Există teme comune între, exact ce a spus Silviu Mănăstirea din Aur. Putin a confiscat niște
niște teme religioase și în unii de la noi le folosesc. Pauză, revenim cu fostul președinte al României, Traian Băsescu, într-o intervenție aici. Discutăm despre legea gazelor din Marea Neagră. Imediat. Ortopedica. Performanță pentru starea ta de bine.